Primul aparat de colectare a recipientelor din plastic într-o școală a fost instalat luna aceasta. Elevii Liceului Teoretic cu profil de arte Elena Alistar sunt entuziasmați de acțiunea de reciclare și la fiecare pauză stau în coadă pentru a introduce peturile în aparat, fie că este vorba despre cele utilizate în timpul lecțiilor sau aduse de acasă. Până acum au fost colectate mai bine de 3.000 de sticle din plastic. Cadrele didactice din liceu învață copiii să fie prietenoși nu doar cu semenii săi, dar și cu natura. Și este un lucru foarte bun și copiii să știți că cu mare entuziasm s-au încadrat în această activitate. Ca să fie mai interesantă pentru ei, am anunțat și un concurs. Premiile, clar că sunt mai mult simbolice, sunt diplome, sunt atenții foarte mici. Copiii sunt foarte activi. Prima totalizare am făcut-o pe data 22 aprilie, de Ziua Pământului. S-au identificat 6 clase câștigătoare, pentru că concursul este pentru o clasă. Ei acumulează etichete, să zicem la 100 de etichete, deja pot conta pe un premiu. Am extins concursul și o să facem totalizarea la 31 mai, la ultimul sunet. O să le oferim premii și diplome și o să îi motivăm în continuare să fie cât se poate de prietenoși cu natura. Dacă din start am colectat tot plasticul din școală, ceea ce se utilizează la cantina școlară, mai apoi a venit plasticul din familii, acum cred eu că vine și plasticul de la prieteni, de la vecini, pentru că copiii au posibilitatea să recicleze tot plasticul care îi înconjoară. Le vorbim tot timpul copiilor despre protejarea mediului. Această instalație adusă de doamna director instituției le permite elevilor nu mai să vorbească de protejare, dar să simtă și cu adevărat niște tineri ecologiști implicați în acest proces. Deci copiii au fost mobilizați prin concurs organizat și au adus toate sticlele nu numai de acasă de la ei, dar cred că și de la toți vecinii. Și dacă o să mergeți în jurul instituției, nu o să găsiți nici o sticlă de plastic. Când au adus tichetul 100, erau atât de entuziasmați, nu atât pentru premiul care se dea, dar pentru că ei au reușit. Și chiar procesul acesta, știți, de reciclare, pe ei îi mobilizează, le place acest proces. Pentru ei este ceva deosebit, că dintr-o sticlă atât de mare se comprimă într-atât, că se face micuță și un aparat atât de mic poate aduna atâta plastic. Noi strângem sticlele pentru că ca să păstrăm pământul de gunoaie și de dăunători. Pentru copii, reciclarea sticlelor este ca o învățătură că să deschidem porțile curățeniei și să salvăm natura de poluare. Mi se pare că e foarte bine că o să fie mai puține poluări și o să răsuflăm cu un aer curat și solul nostru fie poluat. Pun câte 10 sau 5 sticle. Pot să iau ori de acasă, ori cu prietenii să venim și în total o să fie 5 sticle. Îmi place să pun sticlele în aparatul de reciclat pentru că este foarte interesant și îmi place că pot ajuta natura cu ceva. Noi la acest concurs putem să ocrotim natura, că câțiva oameni nu îi pasă de natură sau nu știu cum să o ocrotească și pur și simplu aruncă. Și multe păsări și animale mor din cauza asta. Noi vrem să le dăm un exemplu bun, nu răm. Acasă au discuții și cu părinții și îi adună oarecum, parcă cum spun ei, că îi învățăm cum corect ar fi bine să reciclăm ca să avem natura mamă curată, nepoluată. Deci sunt foarte implicați, activi, peste măsură. Așteptăm rezultatul final. Păstrați natura ce ne înconjoară, nu rupe, nu călca, nu arunca. Cum să trăiască alte generații dacă frumosul ce-l avem nu-l vom păstra? Conexiunea cu natura pare să fie un lucru pe care se pune accent în liceu. Elevii au grijă colectiv de papagalii din hol, iar diferite acțiuni de salubrizare sunt organizate periodic, după cum menționează administrația instituției. De asemenea, cadrele didactice au subliniat că promovarea comportamentului prietenos față de natură este o premiză în activitatea lor.